pe segmentul Marea Sighetul Marmației, sunt încetate lucrările. Aseară am văzut o emisiune pe un post de televiziune local cu domnul senator Liviu Pop și domnul Titea, se pare specialist în transporturi, care dezinformau din acest punct de vedere și trebuie spuse lucrurilor pe nume. Deci nu s-au alocat în structura bugetului pentru 2013 sume pentru aceste lucrări de investiții. Despre asta este vorba și despre nimic altceva. Dacă vreți, graficul de realizare a lor trebuia să fie acesta. Pentru Deci, Baia Mare, termenul era ianuarie 2013, iată că s-a realizat 100% acest tronson de drum. Drumul DN1C, DN19, pardon, satul Mare, Baia Mare și livada la Halmeu, termenul este tot ianuarie 2013 și statul este de 83%. DN18, Baia Mare, Sighetul Marmației, de 58 de kilometri, termenul este septembrie 2013. La ora actuală este realizat doar 15,45%, tocmai datorită faptului că nu există resurse financiare alocate în acest scop. Pe DN18, segmentul Sighet-Moisei, termenul de predare a lucrării era tot septembrie 2013 și stadiul actual este de 20,4%. Pe segmentul Moisei-Iacoben, de 88 de kilometri, tot termenul de predare în 2013 și stadiul actual este doar de 13,23%. Deci, acesta este, de fapt, realitatea și problema, gestiunea aceasta, dacă vreți, o are Ministerul Transportului prin CNADR încă de acum exact un an de zile.